Și al Fiului și al Sfântului Duh, ca semănătorului și oricare dintre noi cunoaște că Adam n-a fost șef de calculatoare, ci agricultor de pământ, de aceea și Dumnezeu și-a ales această parabolă a omenirii, numind-o țarină, iar pe Dumnezeu numind, sau pe sine însuși, numindu-se semănătorul. Această parabolă simplă, la prima vedere, este destul de adâncă în substratul ei duhovnicesc și se pare că toți ne confruntăm în sufletul nostru cu acele semințe aruncate la întâmplare, dar nu din întâmplarea semănătorului, ci din întâmplarea inimii fiecăruia dintre noi. Face faptul că multe din inimile acelor oameni care trebuiau să primească sămânța, încă din cele mai vechi timpuri, au rodit în pământ sterb. De aceea și Mântuitorul, după 5.000 de ani de la căderea lui Adam, venind în lume, n-a făcut altceva decât să repete încă o dată actul semănării cuvântului lui Dumnezeu, ceea ce făcuse Tatăl cu cuvântul, după cum arată Ioan în Evanghelie. La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și toate s-au făcut prin cuvânt. Un lucru care trebuie să-l ținem minte și trebuie să reiasă în evidență este următorul. Ceea ce îl mâhnește pe Mântuitorul Iisus Hristos în parabola de astăzi este de fapt finalul Evangheliei. Urechea au de auzit și nu aud. Minte au, sau să spunem, pricepere au, dar nu pricep. Deci ceea ce le vorbea Mântuitorul mergea nu de la inimă la inimă, ci de la inimă pe lângă inimă. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos a rânduit prin pronia dumnezeiască ca o duminică aparte să fie și această duminică a pildei semințelor aruncate în țarină, iar însuși Mântuitorul să fie cel care să explice felul și rostul acestor semințe. Și vom lua ușor câte un verset, pentru că întotdeauna mă simt mai bine așa decât să o fac pe filozoful vorbind din aer, și să încercăm să trecem la subiect. Știm, ca o mică paranteză, că astăzi se mai sărbătorește și cinstirea Sfinților Părinți la Sinodul 7 ecumenic, deci Sinod iconoclast, împotriva celor care prigoneau icoanele, în timpul împărătesei Irina, pe la 787, mi se pare. Deci, fapt clar și înțeles că și pe acea vreme existau oameni cu inima de piatră care înțelegeau că chipul și asemănarea lui Dumnezeu sunt idoli. Avem și astăzi suficient asemenea manifestanți, sectarii care și la ora actuală hulesc icoanele, hulesc biserica, hulesc pictura, arhitectura, crezând că Dumnezeu se manifestă așa, la întâmplare, sau nu și-are niciun rost al Lui în cele materiale. Dar dacă deschidem frumos Scriptura și Vechiul Testament, la capitolul Ieșirii, 28, 29, 30 și așa mai departe, până pe la 32, auzim glasul lui Dumnezeu care îi spune lui Moise exact cum să facă și cortul bărbriei și catapeteasma și lada de aur ferecată din salcâm și heruvimii și unde să pună tablele legii, tot n-are rost să detailăm noi în cuvinte și să pierdem din timp. Deci ceea ce a poruncit Dumnezeu în Vechiul Testament, Apostolul Pavel spune la Corinteni, toate sunt ca umbra celor viitoare și nimeni să nu vă învinuiască pe voi de cele vechi, fiindcă legea cea veche a trecut și a intrat legea Harului. Chipul lui Dumnezeu s-a desăvârșit direct prin Fiul omului. Deci, și fiind împărat, a luat chip de rob să ne facă pe noi împărați, spune Sfântul Atanasie cel Mare. Deci, iată, Mântuitorul Hristos este prima icoană vie pe fața pământului, Mântuitorul Hristos este prima icoană pictată de Dumnezeu între oameni, ca noi să înțelegem că ceea ce vedem în chipul icoanei nu înțelegem decât arta meșteșugărească a sufletului în ceea ce vrea să descrie el de dincolo de, cum se spune în cuvinte domnești, de transcendental, unde mintea nu pricepe, mergem în nemărginit. Deci lumea nevăzută exprimată în culori sufletești. Deci icoana nu este altceva decât o scriptură a neștiutorilor de carte,
Icoana nu este altceva decât o lumină a celor care nu înțeleg cuvântul și slova, pentru că întotdeauna biserica a avut parte și de oameni simpli, și de oameni intelectuali, și de oameni mai puțin pregătiți, sau care nu au avut posibilitatea să știe să scrie și să citească, dar au avut posibilitatea să-L cunoască pe Dumnezeu din iconografie. Și ca să amintim doar ca un simplu amănunt, cred că cea mai mare luptă sau cea mai frumoasă luptă, ca să spunem, din istoria bisericii, n-a fost împotriva ereziilor cristologice, deci când fel de aiuriți au încercat să devage sau să defalce legat de dumnezeirea Mântuitorului, de-a Tatălui și să aducă fel de argumente, cum spunea Are că Fiul este mai mic decât Tatăl sau că are o singură voie și o singură fire, cum spunea la Sinod 4 și așa mai departe, ci s-au legat direct de ceea ce Dumnezeu a lăsat de veacuri. Deci în clipa când a spus să-L fac pe om, să-L facem după chipul și asemănarea noastră, înseamnă că acel chip divin nu însemna decât rațiunea, cuvântul și nemurirea, dar și asemănarea, deci era în cele calități facultative pe care omul le-a dobândit prin rațiune, dar și în chipul omenesc. Spune Sfântul Ioan de Gură de Aur în istoria lumilor la Silvestru de Canev, dacă omul ar fi fost făcut precum animalul care este necuvântător, atunci buzele nu i-ar fi fost făcute să șoptească cu ele cuvintele lui Dumnezeu sau să discute în taine, ci i-ar fi fost făcute groase să poată rupe cu ele iarbă să se hrănească. Deci, închipuiți-vă că însuși asemănarea omului în sine arată că este ceva suprem. Capul deasupra tuturor celorlalte organe, iar rațiunea să fie pusă în cap, deci mintea. De ce spun lucrul acesta? Ca să înțelegem că și Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când s-a întrupat din Fecioara Maria, n-a luat altfel de chip decât chip de om și s-a făcut Fiul omului. Deci cam atât despre Sinodul 7. El mai are încă o sărbătoare mare pe care noi o sărbătorim în Duminica Ortodoxiei. Deci aceea este Duminica Triumfătoare despre care se vorbește mai detailat despre Sinodul 7 sau Sinodul care pune din nou în cinste și valoare supremația sau venerarea, ca să spunem, a Sfintelor Moaște, a icoanelor, a chipurilor de îngeri, de sfinți, a cultului sfinților, a cultului îngerilor și așa mai departe. Deci noi știm prea bine că ortodoxie nu înseamnă literă sau slovă legată, ci înseamnă și tradiție, înseamnă și patristică, înseamnă și revelație naturală și supranaturală, pentru că Dumnezeu atunci când a vrut s-a descoperit oamenilor în poziția sau în postura în care a voit, liber de voința omului. În momentul când Veronica îi șterge fața și se imprimă fața Mântuitorului pe mahramă, deci iată este o icoană. Când Mântuitorul îi trimite lui Avgar, regele Edesei, mahrama cu chipul său pentru că era bolnav, deci iată un nou tip de icoană. Iar când Mântuitorul este pus în giurgiu și giurgiu este înfășurat, pe giurgiu se imprimă fața Mântuitorului care se vede și astăzi la Torino. Și multe alte minunății, chiar ieri s-a citit la strană un lucru minunat și frumos, cum iudeii batjocoreau o icoană, iar din acea icoană, la un moment dat, unul din iudei a zis, dar hai să-l răstihnim cum au făcut strămoșii noștri. Șulând-o suliță, au spart icoana în fața Mântuitorului și a început să curgă sânge real, ca și cum ar fi fost înțepat Mântuitorul în coastă atunci la răstignire, și toți bolnavii și șchiopii și surzii și ologii se ungeau să vindecau. Și atunci s-au trecut la creștinism toată ceata aceea, toată comunitatea aceea de evrei care șocoreau icoana. Minuni patristice le găsiți în vețile Sfinților și în proloage, nu le discutăm în biserică. Acestea sunt tot un fel de semințe aruncate care vor rodi în mintea dumneavoastră după ce plecați de la biserică. Să ne întoarcem la semănătura de astăzi, pentru că este și toamna și se seamănă grâul cel bun sau pâinea cea de toate zilele. Se spune că Mântuitorul a ieșit să semene sămânța sa. De ce să-i spunem semănătorul? Că de fapt el este Mântuitorul. Și-a semănat Mântuitorul sub două forme. Dacă ați ascultat prima Evanghelie de dinaintea semănătorului, ați auzit. Și preaslăvește-mă pe mine cum am fost în împărăția ta mai înainte de toți vecii. Deci ce era Iisus Hristos? Sau ce putere avea în cer Iisus Hristos în Sfânta Treime? Înger de mare sfat. Deci mai înainte de toți vecii din Tatăl.
Deci, iată, vine în chip de rob, propovăduiește cuvântul, descoperă lumii și apoi vrea să se preamărească în cer cu Tatăl, unde s-a preamărit mai înainte de toți vecii. Deci același lucru, Dumnezeu lucrează în Vechiul Testament și seamănă toate cu cuvântul și vom vedea cât de frumos creează lumea îngerilor, cât de frumos creează pământul, soarele, luna, adică luminătorii mici și mari, desparte pământul de ape, tot referatul biblic, deci care arată exact geneza în care Dumnezeu lucrează cu cuvântul și cuvântul nu este altceva decât sămânța puterii divine a Duhului Sfânt, prin care toate se împlinesc, toate se înfăptuiesc, toate își iau forma, sau cum spune mai departe Sfântul Ioan Gură de Aur și Vasile cel Mare, materia sta îngrecată, gata să nască. Dar la ce să nască? La căldura Duhului Sfânt și la porunca lui Dumnezeu. Și care era porunca lui Dumnezeu? Să răsară pământul iarbă verde. Și a răsărit și până astăzi. Să dea apele mării, peștii cei mari și mici și cu tare. Și așa a fost să fie. Să dea pământul, zice, animale după soiul lor și după rodul lor. Și a făcut păsările văzduhului și toate celelalte. Cu ce? Cu cuvântul. Dar în același timp, le-a și făcut în plan spiritual cum? Să-l înzestreze pe om cu minunățiile acestea ca să-l înțeleagă și să-l preamărească mai mult pe Dumnezeu. Iar Ilie Miniat, un mare scriitor bisericesc din colecția Ogorul Domnului, la una din predicile pe care le avea la pilda semănătorului, spunea așa, că atunci când Dumnezeu l-a adormit pe Adam ca să-i facă femeie, l-a adormit nu din motive pentru că pe Adam l-ar fi durut coasta luându-i să-i alcătuiască femeia, ci Dumnezeu știa că această ființă pe care o naște acum din coasta lui Adam și însuși Adam el vor pune întrebări pe care Dumnezeu nu va fi în măsură să le răspundă, nu că nu le știe, ci atunci când vor vrea ei. Și drept răspuns la întrebare că Dumnezeu n-a greșit, este și faptul că imediat după așezarea în grădina Raiului, Adam și Eva își pun întrebarea. Dar a zis Dumnezeu că dacă vom mânca, vom muri. Și a venit șarpele și a spus, nu e adevărat, dacă veți mânca, veți fi ca el. Care a fost prima întrebare care a răsărit în mintea omului? De ce să nu fim ca Dumnezeu? Dar n-a greșit Adam întâi, ci a greșit Satana întâi. De ce să nu fim ca Dumnezeu? De ce să nu mă sui cu tronul în munții cei de miază noapte și să fiu deasupra celui preanalt, cum spune Isaia, stea de dimineață care ai căzut din cer, târând a treia parte din stelele cerului. Deci, iată, automat se naște ceu. De ce? De ce? Iată, acest de ce a făcut pe Dumnezeu să fie prudent și atunci când a făcut creația, ca întâi să desăvârșească creația și apoi să-l dăruiască pe om ca împărat al creației sau rege al creației sau cununa creației, cum vrem să spunem după toți Sfinții Părinți. Și în acea clipă s-a dovedit că omul era plin de putere, era plin de înțelepciune, era plin de har și de lumină dumnezeiască, a dat nume tuturor animalelor, a vorbit cu Dumnezeu, a discutat cu Dumnezeu și au pus problemele împreună, cum să o numim pe aceasta, aceasta este floarea, aceasta este femeia, aceasta este marea, aceasta este pasărea, acesta este câinele, deci a dat nume tuturor dobitoacelor. Deci în discuție cu Dumnezeu, deci iată chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar n-a fost de ajuns. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu deja s-a izbit, după cum spune semănătorul de astăzi, și spune așa, dacă sunteți foarte atenți în parabolă, ieșind semănătorul să semene sămânța sa și semănând el, una a căzut, nu mai multe, una a căzut, nu toate, una a căzut. Deci toate semințele au mers bine. S-a descurcat Dumnezeu în actul facerii foarte frumos. A demonstrat măreția și supremația divină în tot ce a creat și se vede până astăzi. Dar una din ele a șchiopătat. Care a fost șchiopătarea acelei semințe? Inima Satanei, ca să spunem așa. Boldul Satanei, care întâi l-a văzut pe Dumnezeu ca un stăpân peste el, și nu s-a văzut ca o zidire în fața ziditorului,
Și deși era heruvim și era căpetenie peste puterile îngerești, el s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și de ce spune că semănând? Pentru că pe Satana, adică acel înger luminat de altă dată, Dumnezeu nu l-a creat cu mâna, l-a creat cu cuvântul. Și spune, una a căzut lângă drum. Deci iată, drumul mântuirii a fost încurcat de prima sămânță. Și să vezi mai departe, a fost călcată cu picioarele. Sigur că a fost călcată cu picioarele. Din mândrie, Satana a călcat cuvântul lui Dumnezeu în picioare și a vrut să fie mai mare decât el. Și păsările cerului au mâncat-o. Cine sunt păsările cerului? Nici prin minte nu ne trece cât de frumos arată Sfântul Maxim. Sunt toate puterile cerești care s-au zguduit și s-au cutremurat atunci la căderea îngerilor de neascultarea acestui înger care a început să-i răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Cine e acel înger de mare sfat cu care stă de vorbă? Cine e acel înger de mare sfat cu care discută Dumnezeu? Cine este acesta care e mai mare decât mine peste puterile văzduhului? Pentru că el se vedea voivod al văzduhului. Și în acea clipă păsările cerului au înghițit sămânța sau otrava pe irii. Și spune că s-a făcut mare tulburare în cer, iar când Dumnezeu a văzut căderea, Arhanghelul Mihail a ieșit, s-a desprins de rândul oștilor cerești și a spus să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Iar cei care ascultau de Dumnezeu în acea clășă nu și-au îndoit voința liberă de puteri netrupești, au rămas îngeri luminați, iar cei care au înghițit sămânța au căzut, au căzut și din drum și au căzut înghițind sămânța sau otrava neascultării și s-a format iadul, s-a format lumea întunericului, s-a format lumea fără Dumnezeu. Deci, iată, primul loc unde lipsește dragostea lui Dumnezeu, primul loc unde lipsește iubirea lui Dumnezeu, primul loc unde lipsește lumina lui Dumnezeu și primul loc unde nu pătrunde soarele dreptății. Deși până mai târziu, în final, prin înviere și celor din întuneric le-a răsărit lumină mare. Și mergem mai departe. Nu numai atât. O altă sămânță a căzut pe piatră. Care este piatra? Este piatra de poticneală prin care a căzut Adam. Deci procesul verbal sau referatul dintre el și Dumnezeu, nu mânca că vei muri, a fost călcat fiindcă inima lui n-a rămas caldă de energia Harului Divin. Și s-a luat după acea femeie, după Eva, strămoașa noastră, care i-a spus, hai să mâncăm. Și sigur că au gustat, dar piatra nu s-a oprit aici. Pentru că spune, răsărind s-a uscat. Și nu avea umezeală. Deci iată ce frumos arată în sine faptul mai departe. Pentru că răsărind, în clipa când păcatul a intrat în om, în clipa când corupția începea să opacizeze puterea umană cerească cu care era înzestrat Adam, trezirea simțurilor raționale a spus, dar a spus Dumnezeu că greșim, a spus Dumnezeu că nu-i bine, a spus Dumnezeu că vom muri. Și Satana a venit și a spus, nu veți muri, veți fi ca el. N-a fost o întâmplare nici aceasta, ci întâmplarea cea grea a fost alta. În clipa când sămânța a răsărit, păcatul s-a săvârșit, cuvântul lui Dumnezeu a fost prezent în om, omul s-a trezit în clipa căderii și ca drept dovadă că s-a trezit și sămânța n-avea uzeală, este faptul că Adam fugea de Dumnezeu în rai. Este faptul că Adam se ascundea de cel care este necuprins. Este cert faptul că Adam se zbuciuma, se sufletește și și-a pus prima întrebare din istoria omenirii. Este prima întrebare din istoria omenirii pusă de speța umană. Adame, unde ești? Era primul lucru la care omul începuse să aibă nedumerire lipsit de Duhul Sfânt. Unde sunt? De unde vin? Unde mă duc? Ce fac? Când voi scăpa? Ce va fi? Unde voi ajunge? Și iată că sămânța, neavând umezeală, s-a uscat. Și să vedeți care este de fapt umeala. Este o umezeală dumnezeiască. Adame, unde ești? Se aude glasul lui Dumnezeu prin rai.
Dar în clipa aceea, răspunsul, aici sunt, Doamne, ce dacă nu pot să mă arăt că-s gol, de unde știi Tu că ești gol? De unde știi că Tu ești gol? În loc să spună, iartă-mă, Doamne, am greșit, piatra s-a învârtoșat și permeabilitatea n-a permis ca apa să pătrundă în inima lui Adam spre smerenie, ci tot cu mândrie, femeia care Tu mi-ai dat. Și iată căderea supremă, iată sămânța căzut pe piatră. Și apoi mai departe știți ce urmează, izgonirea din rai și apoi însuși cuvântul lui Dumnezeu care spune pământul să-ți rodească spini și pălămidă. Ca așa și spune mai departe. Și au căzut alte semințe între spini și spinii crescând le-au năbușit. Care era spinul? Era prima moarte de om între frați. Deci iată Adam care plânsese la poarta raiului, Adam care se pocăise, Adam care îi păruse rău, cunoscuse pe femeia sa, căzuse din starea îngerească, ajunsese în starea omenească, născuse fii și fii au început să se certe între ei și s-a născut pe pământ dezbinarea. Ghimpii aceia drăcești care nu ne lasă pe noi să ne iertăm unul pe altul. Sunt ghimpii aceia și ifosurile personale, eu sunt, pot, fac, drept, nu știu cum, nu știu ce. Acele păreri de sine, iubirea de sine, cruțarea de sine, mila de sine, sunt cei mai subțiri ghimpi ai trandafirului, în frumusețea lui trandafirului minunat și punând mâna pe el te înghimpi. La fel era și aceasta. Frumoși erau copiii lui Adam, dar plini de ghimpi, că văzând ce roadă a adus celălalt ca jertfă lui Dumnezeu, Cain s-a răzvrătit și l-a omorât, că Dumnezeu n-a căutat cu dragoste la roadele sale, spune Scriptura. Și iată, de aici se poate raporta greșeala la întreg neamul omenesc. De ce spun că la întreg neamul omenesc, alta a căzut în pământul cel bun? Sigur că a căzut în pământul cel bun. Prorocii, profeții și în sfârșit oamenii drepți ai Vechiului Testament. Și în sfârșit Fecioara Maria. Fecioara Maria și în sfârșit apostolii. Deci iată de ce a căzut o parte de sămânță și în pământ bun. Și tocmai de aceea era supărat Mântuitorul. Nu era supărat în parabola de astăzi ca în final să o încheie dur și rece, cum spune, zice. În pilda aceasta, zice, cea de lângă drum sunt cei care vine diavolul și le fură cuvântul din inima lor. Deci de ce a fost nevoie Mântuitorul să se exprime el direct și să-l înjosească pe diavol? N-a vrut să-l judece sau să-l scoată în rău. N-a vrut să-l scoată, să spunem, în lipsă pe diavolul sau ca un personaj care împiedică mântuirea neamului omenesc. Dar a arătat că omul înclină ușor spre el. Au urechi și nu vor să audă. Aud, dar nu pricep. Văd, dar nu înțeleg. Și atunci sigur că de fapt finalul și sfârșitul ăsta este. Cele mai multe au căzut în pământ rău. Și ca drept dovadă că au căzut în pământ rău, avem dovada popoarelor păgâne de pe fața pământului, care de Dumnezeu sunt create. Să închină, dar nu adevăratului Dumnezeu. Avem popoarele cu credințe primitive, care au rămas la nivel de trib, care au rămas la nivel de sălbăticie și nu l-au cunoscut pe adevăratul Dumnezeu. Dar avem popoarele inteligente și raționale, avem popoarele civilizate și cultivate care au rămas în erezia și în rătăcirea minților, al de protestanți, al de anglicani, al de ctari și tot neamul lor omenesc. Deci iată câți vin și nu rodesc cu sămânță bună. De ce nu rodesc cu sămânță bună? Și-au făcut Dumnezei după chipul și voia lor. Și-au făcut Dumnezei care pe ei să ierte. Și-au făcut Dumnezei care pe ei să înțeleagă. Și-au făcut Dumnezei din care ei au vrut să câștige. Rodul credinței sau câștigul pe care îl dă semănătura Evangheliei lui Iisus Hristos nu este altul decât cel mai suprem țel. Stăpânul sau supremul învățător al acestei religii creștine a fost Iisus Hristos și El n-a dăruit lumii bani, n-a dăruit lumii materie, n-a dăruit lumii lux și avere și a dăruit trupul și sângele Său. Și spunem Prohod, ca un pelican, zice, se împunge în coastă, hrănind pe fiii lui Adam. Deci iată, până la suprema jertfă de sine, Mântuitorul Iisus Hristos vine și să dă lumii.
Deci n-are ce să-l dea mai convingător. Atunci când un copil îți promite ceva, încerci să-i furi cuvântul. Pe cuvântul tău că faci așa, sau faci un om, pe cuvântul tău că ți-l păstrezi așa. Ei, Mântuitorul a trecut dincolo de cuvânt și a spus, pe mine mă dau vouă. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Pe mine vă dă, eu mă dăruiesc vouă tuturor. Dar cum? Să ridic și păcatul lumii, deci păcatul adamic, și păcatele lumii cu care voi veți greși. Deci iată, iartă-i că nu știu ce fac. Deci este adevărata sămânță căzută în pământul cel bun. Și de aici mai reies alte probleme. Ne putem opri ușor, nu trecem din fugă. Spune că o parte de sămânță a căzut pe piatră, ne întoarcem înapoi la această piatră de poticnire. Piatră noi știm ce înseamnă, înseamnă ceva tare, o materie care nu permite să fie strivită ușor sau să fie maleată ușor sau lucrată ușor. De piatră sunt tablele legii vechi, de piatră este inima poporului lui Israel. De piatră sunt cuvintele legii vechi, de piatră era și legea decalogului. Pentru că era dinte pentru dinte și măsură pentru măsură. Dar Hristos vine și sparge piatra lovit cu cuvântul în piatră. Prinzând o femeie păcătoasă, au adus-o să o omoare. Și a spus, se cade să moară ucisă cu pietre, a prea curvit. Iar Mântuitorul izbește piatra cu cuvântul și spune, de sunteți voi curați, aruncați cu piatra, sau de vă vădiți fără păcat. Și în acea clipă, cei care aruncau cu piatra și cei care credeau că piatra este ajutorul, au lăsat piatra și plecând a rămas singură. Iar Mântuitorul, apropiindu-se de ea, a spus, femeie, unde sunt părâșii tăi? Inimă ticăloasă, unde ți este conștiința ta? Ce ai făcut cu ea? Conștiința, spune Sfântul Talasie, bate, 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 ciocănește la ușa sufletului ca o piatră. Iar când nu aude sufletul, conștiința adoarme, un timp mai cercetează și apoi dispare de tot. De aceea se spune că o parte a căzut pe piatră și n-are umezeală. Sunt mulți cei credincioși, sunt mulți cei ortodoxi, sunt mulți cei creștini. Creștinii sunt foarte mulți, sunt vreo 2,5 miliarde, poate pe glob, de n-or fi și 3. Dar ce fel de creștini? Cum spune Apostolul Pavel, nu din cei ce mărturisesc pe Dumnezeu în adevăr, nu din cei ce îi fac faptele, că Luca zice, nu toți care zic, Doamne, Doamne, văd împărăția lui Dumnezeu. Și iarăși spune, mulți chemați, puțini aleși. Și iarăși spune, secerișul este mult și secerătorii puțini. De ce? O altă evanghelie legată de această sămânță pe care o asemănătorul spune așa, că una a rodit 30, alta a rodit 60 și alta a rodit însutit. Ei, de la a rodi de la 30 până la 60 și însutit este starea duhovnicească a lumii pe care a găsit-o Mântuitorul. În clipa când a spus că a rodit o sămânță 30, era de fapt lupta pe care o ducea Mântuitorul cu apostolii pentru încreștinarea iudeilor și a întregului neam omenesc. Și s-au direz cei 70, cei 2 apostoli, apoi mucenicii, martirii și de-a lungul secolilor toți ceilalți. După ce a spus că au început să rodească altă sămânță, 60, au fost cei ce s-au făcut ca o pildă vie în fața celor care nu primeau cuvântul sau nu înțelegeau cuvântul. Și au fost învățătorii și păstorii de suflete. Au fost acei semănători care de fapt țin sămânța în hambare și ei sunt cei care trebuie să o arunce. Și vedeți în cântarea cântărilor la Moise, cum spune acolo, zice, văile vor înmulți grâul, vor striga și vor cânta. De ce? Într-o smerenie omul se va preaslăvi. Sau în altă parte a cântărului lui Moise spune așa, lipsita boii de la iesle și oile nu vor fi la mâncarea lor. Deci dacă păstorul nu va fi cu sămânța și cu grămada de sămânță lângă el să arunce în inima omului, omul se pierde, dar este și de datoria omului să se ducă să caute semănătorul. Deci atunci când vrei să spui pâinea de toate zilele,
îți cauți slugarul și azi, îți cauți semănătorul să sameni, apoi pui să o păzești de stricătoare, de păsări, de cine strică sămânța și holda. Dar se pare că cei cu inima de piatră nici nu se duc măcar să desțelenească și atunci sigur vine în biserică, ți-a dat pomelnicul, i-ai spus ce are de făcut, iese pe poartă, ia baticul din cap, se scutură ca armăsarul în vânt, se aranjează, se suie în mașină și pleacă. Și când ajunge acasă, dă raport. Am fost la biserică, am plătit, de acum ne va merge bine. Inima de piatră rămâne și rezultatul sec rămâne. De ce? Pentru că biserica este o altă piatră, mai grea decât piatra din inima noastră. Și spune Simeon lucrul acesta. Zice, această piatră peste care va cădea, va spulbera. Dar cine se va poticni de această piatră se va sfărâma. Deci iată, mulți care s-au poticnit de Hristos în sensul pozitiv au avut de câștigat. Prin moartea unui copil, printr-o boală, printr-un necaz, printr-o scârbă, cunoașterea lui Dumnezeu din împrejurări ale vieții, se spune pe domnește. De ce vreau să spun lucrul ăsta? Se întorc la Dumnezeu, Dumnezeu îi cercetează și îi trezește. Carapacea aceea de piatră cade și omul găsește într-adevăr pe Dumnezeu. Iar acea umezeală care trebuie să iasă din piatră sunt lacrimile inimii, părerea de rău și căința, că altfel n-ar mai avea validitate, cum se spune, taina spovedanii. Nu s-ar mai dezlega păcate, nu s-ar mai ierta păcate, și omul nu s-ar mai putea împărtăși niciodată. Și trecând peste asta, mergem mai departe. Mai mare problemă se pune cu sămânța aruncată între spini. Unii cred că e foarte ușor lucrul acesta. Mântuitorul a atenționat în una din Evanghelii un lucru minunat și sper să nu vă scape. Au zis secerătorii, zice, Doamne, oare ce om rău a venit noaptea și a sămânat neghinele prin grâu, zice, și toate buruienile rele și zăzanile, spune o altă Evanghelie în scrierea mai veche. Dar Mântuitorul a spus, nu, stați așa, nu vă băgați în grâu cumva smulgând neghinele să smulgeți și grâul cel bun. Lăsați-le să crească toate deopotrivă, dar în schimb supravegheați-le. Iar când va veni vremea secerișului și secerătorii vor intra, intrați voi atunci cu grijă, zice, faceți snopi grâul și îl puneți la cum se spune, la claie, la arie, iar neghina puneți o grămezi să-i dăm foc. Deci o dăm la foc. Ei, aici problema este mai subțirică un pic. Spune că o parte de sămânță a căzut între spini și spinii au crescut odată cu ea. Ei, ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă exact ceea ce vă vine dumneavoastră în cap fără să vă mai spun eu. Sunt acele familii de oameni, și de ce mă raportez la familii de oameni, noi nu putem vorbi, a spus cineva o vorbă frumoasă, cineva se scuza și spunea, ai părinte, lumea e rea astăzi, dar ce noi nu suntem din lume? Deci noi toți suntem răi și facem o lume rea. Ei, tocmai aici este cheia cu acei spini. Noi am întemeiat familia. În familie, fundamentul de bază al societății, care este și celula vie a sănătății umane de viitor, pentru că familia crește în sânul ei și fructifică copilul sănătos și omul de mâine, cresc odată cu faptele bune și spinii. Adică, copilul pe lângă educația părintelui, fie îngrijită sau neîngrijită, imediat se izbește de lucruri negative pe care părinții din neștiința lor le cultivă copiilor lor. Adică, un copil crește în familie și pe lângă mâncarea și învățătura bună pe care o primește și haina și straiul și grija părintească, îl mai vede pe tatăl beat, o mai vede pe mama batjocorind, îl mai vede pe tatăl fumând, mai vede un televizor cu filme pornografice, mai vede o casetă video pornografică, mai vede o discotecă, mai vede o bătaie între părinți, mai vede o ceartă și o neînțelegere, o batjocură, mai vede o părtinire că l-a certat mama și l-a apără tata sau invers. Și spune că aceste ciuline, aceste spine cresc odată cu sămânța. Dar care e sămânța? Sămânța este aceea că totuși și mama și tata își doresc să aibă un copilaș bun. Care părinte își dorește să aibă copii răi? Care părinte își dorește să aibă copii neîmpliniți? Nu există. Și cel mai rău părinte își dorește copilul lui bun să fie. Dar folos, că pe lângă ceea ce îl învață, uite, fă așa sau fă așa, fă așa, nu curăță din familie ogorul spinos al faptelor rele pe care copilul le prinde de 10 ori mai repede decât faptele bune.
ca să facă un Tatăl nostru seara când se culcă. Trebuie să-L plesnești, dar ca să apese pe buton la televizor nici nu trebuie să ai tu grijă că el e în fața televizorului, ca să învețe crezul pe de rost sau Tatăl nostru când va fi de să știe să-L spună în biserică. E greu, dar ca să învețe un banc cu prostii sau o glumă spusă la masă sau în loc de rugăciune, clicoteală și râs și vorbe de șarte, mai ușor le prinde și le învață. Ei, aceste semințe crescând odată cu spinii, ele se înnăbușesc. De ce se înnăbușesc? Dumneavoastră spuneți lucrul acesta. Părinte zice, până în clasa 10-a l-am mai stăpânit cum l-am mai stăpânit, dar acum n-am ce să-i mai fac. Acum zice, dacă îi spun ceva, îmi spune, hai, termină cu aiurelele tale și cu mentalitățile tale învechite. Ai văzut cum spinul a făcut plăpândă planta și n-a mai dat nicio roadă? Ai văzut că rămânând prea dese, buruienile au înnebunit sămânța aceea și a ieșit o plantă galbenă și pricăjită și în loc să rodească, să înflorească, ea se pâlpâie abia din frunze. Și lucrul acesta se vedește. Zice, părinte, nu-i omul, e bun, zice. Dar bea, înjură, trăiește necununat, fumează, nu mă înțeleg cu el, nu merge la biserică, dar așa nu-i om rău. Nu-i om rău. E un ogor plin de spini. Nu-i un om rău, ci o tarla nebunită, sălbăticită. Nu-i un om rău, e un stufăriș de la marginea unei bălți. Nu-i om rău, e un huceab unde intră cele mai nenorocite fiare sălbatice, șarpele, otrăvitor sau un animal răpitor. Asta este omul necivilizat, omul needucat, nu needucat social. Educat social, toți respectăm o lege și o constituție. Dar sufletește în codul manierelor elegante, omul trebuie să aibă o lucrare de finețe sufletească. Omul este dator nu să facă rău sau să levite, ci este dator, evitând răul, de fapt să se angajeze în fapta bună. Și de ce vreau să spun că omul trebuie să se angajeze în fapta bună? Ca această plantă ce stă între acești spini, că toți avem spini, nu sunt oameni fără spini, vă spun eu să știți lucrul acesta, au fost aceiași, vi spun îndată câți, cum și unde. Deci pe lângă faptele noastre rele, pe lângă slăbiciunile pe care le spovedim, pe lângă patimile cu care ne luptăm, să ne străduim să adăugăm roada faptelor bune. Ați văzut, sameni la țară, grădină, zarzavaturi, dar printre zarzavaturi cresc și buruiene. Rămânând plivite odată de 2, de 3, de 10 ori, zarzavatul o ia înainte, buruiana rămâne la urmă. Vine toamna, dă și buruiana, dă și zarzavatul, dar zarzavatul, crescut suficient, nu mai este înădușit de buruiana de jos. Ei, în această depășire trebuie să se angajeze omul. Lucrarea faptelor lui bune și cantitatea de fapte bune raportată la cantitatea de patim să fie mai mare. Pentru că patima curviei te luptă până la moarte, că ești din sânge și din carne. Patima iubirii de argint, sigur că te chinuie până la moarte. Orice om își dorește să aibă bani și tot ce-i trebuie. Patima lăcomiei, orice om e tentat să mănânce o mâncare bună și ar fi nefiresc. Și ar fi aberant să spunem că, domnule, nu mânca că e păcat. Nu-i păcat să mănânci, e păcat să n-ai măsură. Nu-i păcat să ai bani, e păcat să îi aduni aiurea. Nu-i păcat să fii bogat, e păcat să fii nebun de bogat. Deci, adică ce înseamnă? Să nu știi ce înseamnă bogăția. Deci, același lucru trebuie urmărit în Evanghelia de astăzi. Au înnăbușit-o. Și sigur că au înnăbușit-o. Biserica este plină de oameni simpli. Biserica este plină de oameni necăjiți. Biserica este plină de oameni curați și modești. Deci, neavând cele materiale cu care să se încurce și să-și piardă vremea, ei au timp duminica de biserică, dar ori contabilul, ori directorul de fabrică, ori patronul, mai are el timp duminica să meargă în biserică? Niciodată! De-abia duminica se vinde mai bine, pentru că duminica se slujește mai ușor la doi domni. Adică ce se întâmplă? Pe Dumnezeu mai ușor îl neglijăm și făcând o balanță, îi vedea că în totalitatea bisericilor sunt mai puțini oameni decât în totalitatea restaurantelor sau a străzilor bătute duminica la întâmplare. Deci, iată, acest raport arată că starea sufletească este înnăbușită de spini. Și sigur că este înnăbușită de spini. Când îl vezi pe om duminica în târg vânzând produse,
trebuie să te gândești că dacă un trăsne din cer l-ar lovi în frunte, ar mai avea parte de acele produse? Dar dacă o gheață mistuitoare trica totul, mai avea parte de ele să le ducă în târg duminica? Nu avea. Sau animalul lui murea, sau marfa lui se strica și n-avea parte de ea. Dar omul nu ține cont de mila lui Dumnezeu. Nu ține cont că Dumnezeu a ferit de secetă, a ferit de necaz, de război, de foame, de alte scârbe. Ci crede că brațele lui l-au hrănit și l-au ținut și brațele lui l-au asigurat pentru ziua de mâine. Cine crede acest lucru de mult s-a înnăbușit bine. Merge mai departe. Și alta a crescut în pământul cel bun. Ce și crescând a făcut rod însutit. Ce este pământul cel bun? Pământul cel bun este totalitatea credincioșilor care se spovedesc, care se împărtășesc, care se roagă, care se închină și iubesc pe Dumnezeu cu adevărat, fără prejudicii în suflet sau fără pretenții în suflet. Adică, deci nu mă rog lui Dumnezeu de frică că mă pedepsește, nu mă rog lui Dumnezeu de frică că mă duc în iad, nu mă rog lui Dumnezeu de frică că nu știu ce o să mi se întâmple. Nu! Mă rog fiindcă m-a creat, mă rog fiindcă m-a făcut sănătos sau capabil sau intelect sau cum m-a făcut, sau mă rog lui Dumnezeu pentru că-L iubesc. Ei, n-am ajuns noi la măsura aceea, ne rugăm Dumnezeu pentru că-L iubim. Dar măcar suntem la măsura aceea la care spunea Vameșul, milostiv fii mie păcătosul. Adică, greșim, dar avem șansă de îndreptare. Greșim, dar avem șansă să ne recunoaștem păcatul. Și orice pământ devine bun, orice pământ devine bun în clipa când e lucrat. Ați văzut, te duci pe un teren rău și-l ai. Anul ăsta degere, la anul e mai slabă producția. Îi mai dai ceva și la și mai bună, la fel și sufletul. Anul ăsta învăț cele 10 porunci și Tatăl nostru, la anul mai citesc o pagină de Viețile Sfinților, la celălalt an mai citesc o pagină din Scriptură și ia ca așa, nu fanatic, nu habotnic, nu haotic, mă trezesc pe mine credincios. Adică credința nu se înghite, ați înțeles? Nu este un hap pe care l-ai luat cu gura și gata, ești credincios. Nu e o stare de la care omul nu mai cade. Este om credincios care se roagă și postește și este bun în societate și un model amplu și poate că a înjurat odată fără să vrea. Poate că a izbit cuiva o palmă sau s-a enervat sau s-a supărat și a ieșit din fire. Asta nu înseamnă că el e necredincios, ci înseamnă că aia este o ispită. Înseamnă că acel om a fost luptat de sarsailă care caută să-l corupă din calea lui. Dacă sămânța cădea lângă drum, el făcea permanent așa, dar și-a revenit imediat și și-a intrat în normal. Deci asta este credința. Credința are extreme de stânga și extreme de dreapta. Adică, atunci când exagerezi în rău, se vede că nu ești pe calea de mijloc, iar când exagerezi în bine, se vede că s-ai calea de mijloc. Se spune în popor, zice, a sărit calul. Ei, așa este și aici, a luat-o razna. Deci nu ți se cere să fii nebun. Nebunii pentru Hristos au fost acei oameni insuflați de Duhul Sfânt, cărora li s-a descoperit să se facă nebuni pentru Hristos. Nouă ni se cere să fim iubitori de Hristos. Ori iubirea lui Hristos astăzi, în secolul 20, și spuneam cuiva lucrul ăsta și m-a contrazis, mi se pare, i-am spus, sunt ferm convins că dacă ar trăi astăzi sfinții cei de altă dată, ei s-ar raporta la lumea de azi. Sunt sigur că ar dormi și un sfânt pe pat de scândură, sau ar dormi cu o plapumă pe el, sau ar dormi cu o pătură pe pat. Sunt sigur de lucrul ăsta. Sunt sigur că și un sfânt ar mânca salată biof sau o prăjitură. Deși pe vremea aceea se trăia cu pesmeți sau se trăia cu apă sau cu fructe uscate. Dar asta nu îi știrbește din sfințenie. Noi mâncăm ca să... Noi nu trăim ca să mâncăm, ci mâncăm ca să trăim. Deci nu mă desparte de Dumnezeu nimic din ceea ce Dumnezeu a lăsat pe pământ. Și apoi n-a spus Dumnezeu, cercetează și află. I-a spus lui Toma, vino și pune mâna, pipăie, vezi, cunoaște. La fel este și cu lumea de astăzi. S-a dat posibilitatea lumii de astăzi să trăiască comod, să trăiască bine, să trăiască frumos. Din ce motiv? Din motivul de a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Dacă s-a pus o mașină, s-a pus să poți să ajungi la biserică repede.
Dacă s-a pus un telefon, s-a pus să poți să vorbești cu vecinul tău și nu pierzi 3 zile pe drum, sau să cheltui niște bani cu care poți face o milostenie. Dacă s-a pus o haină de blană mai la modă, s-a pus ca să nu mai îmbli cu acea piele de oaie plină de păduc sau plină de sânge, cum se tăia și se îmbrăca omul pe vremea canibalilor, sau în alte vremuri vechi. Deci știința n-a făcut progres ca să-l bage pe om în ea, ci știința a făcut progres să-l urce pe om spre Dumnezeu. Dar este interesant un lucru. Ceea ce se raportează fără înțeles, exact ca o lege a lui Arhimede, cu cât știința înalță în sus, sufletul coboară în jos. De ce? Pentru că omul și-a uitat parametrii sufletești. Ce a făcut? A făcut totul pentru trup și n-a făcut nimic pentru suflet. Aici este problema legată de acea sămânță care a început să cadă în spin și s-a uscat de tot. Aici este acea sămânță care a venit draci și a înghițit-o. Ți-a dat calculator să-ți faci temele pe el sau altceva, nu să stai să-ți pierzi vremea cu dânsul. Ți-a dat mașină, nu să stai să o repari toată ziua și să o speli. Sau nu ți-a dat mașină ca să te plimbi cu ea, să spunem, mergi tu în Japonia ca ai de drag de te plimbat. Sau duminica, în loc să mergi la biserică, mergi la pădure și la ciuperci. Sau câte alte invenții omenești. Ci ți-a dat-o să fie un mijloc mai comod de a-L înțelege și a-L iubi pe Dumnezeu. Când ți-a dat haina frumoasă, când ți-a dat mintea înțeleaptă, când ți-a dat casa frumoasă, ți-a dat-o să te vesești, să tinzi spre puterea de împărăție. Și nu spun Sfinții Părinți, nu spune Dumnezeu cu Isaac Siru atât de frumos, zice, precum este casa grijită, așa să fie și sufletul tău. Precum este trupul grijit, așa să fie și sufletul tău. Precum este trupul hrănit, așa să fie și sufletul tău. Deci cât de frumos, Filocalia 10. Și iarăși spune Isaac Siru, mi-a spus cineva orbă de dimineață și n-am avut replica pentru moment. Zice, ce rost are să-ți pierzi vremea stând la mănăstire, zice. N-ai război, n-ai luptă, n-ai nimic. E cea mai mare victorie să te învingi pe tine însuși și să-i câștigi pe ceilalți toți de la sine. De ce? Devenind tu cunoscător de sine, ceilalți vin și te cunosc ei pe tine fără să-ți bați tu capul. Adică, sfinții nu și-au pus reclame. Sfinții au fost găsiți după harul Duhului Sfânt. Credeți că avea Sfântul Antonie indicatoare și drumul de asfalt în pustia Egiptului? Sau avea Arhondaric? Doamne ferește! Sau credeți că Sfântul Pahome se îndeletnicea cu rondele de flori și cu birbrizuri din praf de piatră? Doamne ferește! A zidit și el odată o biserică și văzând că au ieșit frumos și îl lăudau cei care au făcut-o, a pus niște funii și a tras stâlpii jos și s-a năruit, zice. Așa îi trebuie monahului. Dar nu se raportează viața însutită la viața înzecită. Celui care i s-a dat să rodească 30, să facă 30 de roade, cum spune acolo, și spune clar și arată, zice Sfântul Vasile cel Mare, celui cu căsătoria, ale lui cu căsătoria, celui cu călugăria, ale lui cu călugăria, și celui cu pusnicia, ale lui cu pusnicia. Deci nu vii tu din viața de societate să-mi faci mie pusnicie și nu vin eu din călugărie să-ți fac ție viața de societate, ci ne completăm reciproc, ne echivalăm într-un drept comun, adică mântuire, drept de iubire a lui Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu, dar fiecare linia lui. Toate liniile duc la București, unele prin aer, altele pe apă, altele pe uscat. Ei, la fel este și cu împărăția lui Dumnezeu. Toate duc la Dumnezeu. Pentru unul rămâne valabil postul, pentru unul rămâne valabilă milostenia, pentru unul rămâne valabilă smerenia, pentru unul rămâne valabilă bunătatea, pentru unul rămâne valabilă înțelepciunea, pentru unul rămâne valabilă munca, pentru unul rămâne valabilă pusnicia sau osteniala sau isihia. Dar nu sunt măsuri egale pentru fiecare. Nu sunt măsuri din care dacă eu n-am gustat, mor. Sau tu dacă n-ai gustat, nu te mântuiești. Sunt aberații. Sunt ieșiri din limita ortodoxiei. Sunt ieșiri din limita firescului. Dacă vrei să te mântuiești după legile fixe și grele sau aspre a lui Dumnezeu, leapă-te de sine și urmează Lui.
Și atunci stai la mănăstire. Dacă vrei să te mântuiești în viața de familie, respectă viața de familie. Deci aia vine Dumnezeu să spună când spune că sămânța a căzut în pământ bun și a făcut treabă bună. Deci dacă a căzut în pământ bun, du-ți până la capăt problema. Mai întâlnesc cazuri când vin și îmi spun, vai, părinte, cât e frumos la mănăstire, zice, toate le-aș lăsa și ați veni. Mă rog, nu le mai lasă, ca să-ți pară rău după el. Lasă, stai acolo unde ești. Ție pare că e grozav la mănăstire pentru că vezi că se cântă și se citește, dar vine să vezi tu în timpul liber ce se face. Crezi că ce aici te ține la icoană? Aici e mai greu ca în lume. De ce e mai greu ca în lume? Grijești și de tine, grijești și de alții. Ori în lume grijești numai de tine. Și așa că, deci este egală lupta. N-ai copii, dar ai fii duhovnice. N-ai șomaj, dar lucrezi mai mult peste program. N-ai mâncare bună, dar în schimb nu tragi, nu faci navetă, nu alegi pe tramvai, nu sari pe autobuz, nu te dai dintr-o mașină în cealaltă. Deci ce se întâmplă? Fiecare avantaj cu dezavantajul său. Zice, da, dar voi vă rugați la miezul nopții. Poate că dormim la miezul nopții. De unde știi tu că ne rugăm? Sau dacă ne rugăm, să nu uiți că tu faci schimbul doi în tură. Și făcând schimbul doi în tură, ce faci? Găsesc eu pâine în oraș, găsesc lumină electrică, găsesc ciment, găsesc o cărămidă, găsesc un papuc. De cine-i făcut? De tine. Și de ce-i făcut? Ca să meargă în lanț, întregul lanț al societății. De aceea fiecare cu sămânța lui în dreptul lui și în pământul lui. Unii au încercat să arunce, nerodirea semințelor pe seama sămănătorului. Zice, dar de ce s-a găsit să o arunce în drum și să n-o zvârlă în pământ bun? E, iaca de ce. Aici problema se divide. Sunt două păreri împărțite. Predestinație, că Dumnezeu i-ar fi creat pe oameni în așa fel, unii să se mântuiască și alții nu, cum mai spun frații noștri protestanți. Iar în altă parte a spus așa. Zice, așa i-a fost să moară, așa i-a fost să-i fie, așa e soarta lui. Zice, așa e rânduit de la Dumnezeu. Dumnezeu nu rânduiește moartea și rău nimănui. Dar în raport de păcatele noastre, slobozește necazurile noastre. De ce? Dacă deschidem Psaltirea, vedem și erau în pustie și au cerut să mănânce cărnă, ziceau, poate să dea Dumnezeu carne în pustie, m-a dat apă în pământ secat. Și zice, a bătut vântul Livei și a dus peste dânsii ca pulverea cărnării, dar mâncarea fiind în gura lor și mânia lui Dumnezeu a căzut peste dânsii. Ei, exact așa este și cu noi. Cerem noi multe de la Dumnezeu, ne băgăm noi în multe, dar și ispitele vin gârle. Adică, când ni se pare că le-a rezolvat pe toate, de fapt ne confruntăm și ne înglodăm în toate. De aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți, să sămănăm cu măsură, să arăm cu măsură. Vezi că ești mai slab de cuget? Nu te duce în adâncul apei Scripturii sau în părerile personale. Vezi că ești mai puternic sufletește, avântă-te unde ți este voia. Vezi că ești capabil de căsătorie, căsătorește-te. Vezi că ești capabil de serviciu, fă servici. Vezi că ești capabil de călugărie, du-te la călugărie. Și fă-le pe toate cum crezi tu. Dar chibzuiește cu bună socoteală și cu bun sfat. De ce? Nimeni să nu creadă că minte pe Dumnezeu sau pornindu-se pe o cale o va putea apuca pe cealaltă. Nici cel căsătorit care își bate joc de familie nu va avea plată în cer, nici călugăritul care își bate joc de călugărie nu va avea plată în cer. Ci amândoi sunt osândiți în fața lui Dumnezeu. Blestemat cel ce face lucrul lui Dumnezeu cu îndărătnicie, spune Duhul Sfânt la Psalm. Și atunci Mântuitorul a spus și a fost nevoit să spună. Zice, sămânța care a căzut în drum a luat-o diavolul din inima omului. Am văzut și sunt prezente în sufletul nostru și sunt prezente în inimile noastre atâtea și atâtea scene de divorț și de necazuri și de neînțelegeri care nu sunt altceva decât rezultatul dreptei socoteli. Rezultatul dreptei socoteli. Și iarăși vin Sfinții și spun, zice, atunci când omul vrea să facă un pas lui Dumnezeu să se roage și nu să încreadă în mintea lui, câți nu s-au căsătorit și s-au divorțat? Care a fost motivul? Vă spun eu. Să duc la tribunal, dau bani și spun minciuni. Nu ne-am potrivit în caracter. Dar 10 ani când v-ați cunoscut 3 sau 4, n-ați văzut ce caracter aveți? N-ai avut atâta școală să vezi că nu-i pentru tine și tu pentru ea? N-ai avut atâta minte să vezi, domnul, cu ăsta nu fac țară. Sau eu cu asta nu mă împac. N-ai avut. Dar de ce n-ai avut? Pentru că n-ai luat lucrul în serios. Ei, făcând lucrul acesta,
Deja inima se împetrește. Nu mi-a ajutat Dumnezeu. Ce l-am dus la biserică? Nu vezi, tot m-am despărțit, tot e sărac, tot n-am servit, tot rău merge. Și începi să-i arunci în spatele lui Dumnezeu. Vezi dacă n-ai pus sămânța unde trebuie, Doamne? Vezi cum greșești tu acolo sus și nu bagi în seamă? Vezi că eu mă chinuiesc și tu nu te doare capul? Pe Dumnezeu îl doare capul de prostia ta. De ce? Că stă în sufletul tău. Stă în mintea ta, stă în inima ta și nu știe cum să te convingă că tu de fapt ești în noroi și nu vrei să ieși. De ce? Trăirea necununață înainte de nuntă, păcate peste copii și peste familie. Trăirea înainte de cununie, la fel. Trăirea în păcate trupești în timpul căsătoriei, la fel. Număr nenumărat de avorturi, păcate, la fel. Îi spuneam odată unei doamne, îmi spunea, zice: Părinte, dar de ce copilul meu îmi face atâtea greți? Păi zic, raportul la ceilalți care nu-i mai ai, tot ce trebuia să facă ei câte un pic, ăsta îți face totodată. Păi zice, da, dar-i drept la Dumnezeu, doar eu, zice, eu m-am căit pentru treaba aia. Te-ai căit, mamă dragă, dar dacă ai stricat o stofă și nu ți-a ieșit haina, tot cu ea cărpită umbli. Dumnezeu te-a iertat că te-ai căit, dar îți dă plată să vezi că ai greșit? Te avertizează că pe tot parcursul vieții ai de suferit. Pentru că și în viața de societate, când se struc un lucru, merg toate celelalte rău. Nu-i curent, nu-i lumină în oraș, nu-i pâine la brutărie, urlă toți de foame. Nu-l interesează pe el flământ că n-a mers brutăria, el știe că trebuie să cumpere pâine. Ei, așa și Dumnezeu. Nu-l interesează că ai greșit, că nu rodul păcatului îl doare pe Dumnezeu, ci îl doare faptul că noi nu ne aducem aminte cele păcate. Îl doare faptul că noi încă nu ne-am rugat să primim iertare pentru acele păcate. Unii cred că cu o simplă spovedanie și cu o simplă dezlegare au rezolvat problema. Nu, fraților, e doar un amalgam. E un antenevralgic luat, e un antenevralgic luat care calmează durerea de cap. Dar imediat ce îi dispare efectul, îi dispare și valoarea. Deci din nou te va durea capul. Deci omul care iese din păcat la modul conștient, rămâne pururi în păcat. De-aia le spun de fiecare dată, măi frate, puneți începutul bun al vieții, nu contează ce ai făcut până acum, nu-l interesează pe Dumnezeu, dar demonstrează-i de acum încolo că-l cunoști. Oho, știți, este o vorbă, dacă o cărare a fost făcută pe undeva, poți să faci alte 10 mai la vale, omul știe tot pe aia de la deal, e, așa și cu păcate. Știe el că așa e bun, așa face, dar și Dumnezeu se îndărătnicește și ne pune nouă cuie în coastă. Și spune mai departe, și zice, a căzut între spini și sunt cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu, dar umblând cu grija, cu bogăția, cu plăcerea vieții, să năbușesc și nu rodesc. Am discutat asta. Iar cei din pământul bun sunt cei care cu inimă curată și bună aud cuvântul, păstrează și îl rodesc, dar frumos termină, într-o răbdare. Într-o răbdare. Am întâlnit cazuri personal. De ce vă spun personal? Fiindcă să spovedești este o întreagă filozofie să discuți cu omul deschis cum e el natural. Adică omul când vine la spovedanie nu mai este acel om care este director sau inginer sau ministru sau ce, este acel creștin care vrea pentru sufletul lui ceea ce are nevoie. Și atunci omul îți spune deschis și asta, și asta, și asta, și asta și tu înveți din viața lui ceea ce nu poți să înveți din faptele tale. Deci iei de la el, preiei luat cu gata, gata pregătit, cum se spune. Tu câștigi experiență din întâmplările și greșelile lui și știi pe parcurs de ce tu ar trebui să te ferești sau el învață de la tine de ce ar trebui să se ferească de acolo încolo, dar nu pentru că tu ai fi practicat aia, ci altul ți-a împărtășit ție. Și tu îi dai lui de-a gata. Ei, spune că cei ce rodesc într-o răbdare, și aici mă întorc, am întâlnit cazuri și în viața de căsătorie și în viața de mănăstire, zice, nu sporesc cu nimic, zice, îmi pierd vremea degeaba, părinte, zice, citesc în psaltire, citesc în ceaslov, faceți tot ce mi-a spus, fac tot ce mi-a spus, dar zice, n-am niciun randament. Ce randament vrei? De fapt, ce vrei să faci? Nu înțeleg, vrei să zbori? Nu! Ce vrei, de fapt? Să vină Dumnezeu să te strângă de mână? Noroc, Ioane, bravo, tu te rogi! Nici aceasta nu poate face. Vrei să vină Dumnezeu să deșară aistă cu bani la sărăcia noastră? Nu o face! Muncind îți vei câștiga pâinea și cine nu muncește nu mănâncă, Apostolul Pavel. Și însuși Scriptura arată, Tatăl meu lucrează și eu lucrez. Nu lucrează la ciocan și la dată, ci lucrează la mântuirea lumii. Aci smerește, aci ridică, aci înalță și prin energia Duhului Sfânt păstrează armonia între oameni. Să nu se omoare, să se leagă, să se iubească, să se ierte,
să vină la cunoștința adevărului, să-L cunoască pe Hristos, să cunoască legea lui Dumnezeu, să cunoască legea conștiinței, să cunoască cum să bucure Dumnezeu, când să bucure Dumnezeu, de ce să bucure Dumnezeu. Deci asta e răbdarea în care trebuie noi să sporim. De ce? Acum mă bag în filocalie și vă duc pe altă parte. Și de ce vă fac și lucrul ăsta? Spun Sfinții Părinți așa, că sunt trei lucrări duhovnicești. Este lucrarea morală, tot ce am discutat noi că faceți dumneavoastră pentru suflet. Dar aceasta nu rămâne evidentă și mântuitoare, ci este doar o îmbunătățire prin care omul s-a ridicat din starea de păcătoșenie. Deci că furam acum dau milostenie, dacă înjuram acum îl laud pe Dumnezeu, dacă desfrânam acum trăiesc în curăție, dacă omoram acum iubesc, să spunem. Dar asta nu înseamnă că deja eu m-am mântuit. Asta nu înseamnă că deja Dumnezeu pe mine m-a băgat în rai. Nici de cum. Raiul este acel ori drept. Ori drept ce înseamnă? Om fără de păcat. Și Mântuitorul a spus, cine-i fără de păcat să dea cu piatra. Nimeni nu putem da cu piatra. Toți suntem cu păcat. Duhul Sfânt îmi salvă. Nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Dar ce se întâmplă? Ne-a lăsat Dumnezeu posibilitatea, ca și un arbitru, prin faptele pe care le facem să vadă dacă sunt mântuitoare sau nu. Și aici ne ducem. Ce făcea fariseu în templu? Mulțumesc-ți, Doamne, că nu-s ca ceilalți. Eu îți dau și zeciuială, mă și rog, mă și postez, vin la biserică și toate le fac bune. Nu-s ca ăla de acolo. Iată primul grad de comparație a lui Dumnezeu din lucrarea faptei bune. Și ce face Dumnezeu când vede că faci fapta bună rău? Să trage deoparte, vine aștiuță și te ajută el în cunoare să o duci cu mândrie la deal ca să crezi că ce ai făcut tu n-a făcut nimeni. Și mulți făcând fapte bune s-au trezit în iad. Și ia ca să o vedeți și pe asta. Erau doi oameni într-o casă, soț și soție. Soțul foarte milostiv, soția foarte credincioasă. Femeia se ducea zilnic la biserică, bărbatul împărțea zilnic milostenie, dar de biserică mai rar. Toată lumea îi fericea și îi spunea când venea sărbătoarea, zice, hai, du-te tu, zice, și în locul meu. Și mă duc, femeia, supusă cu minte ascultătoare, și a mers până s-au sfârșit din viață. Ajungând acum la judecata lui Dumnezeu, deci ajungând la judecata lui Dumnezeu, ce se întâmplă? Ia ca numai ca să vezi. Ajunge femeia să treacă la vămile văzduhului, vede acolo nimic fapte bune, acolo nimic fapte bune, acolo nimic fapte bune. De ce? Toate faptele bune le împlinea soțul. Deci le făcea el. Ajung la ușa raiului ca să intre, la soț tot fapte bune, fapte bune, fapte bune. Dar ce se întâmplă? Mereu aceeași vorbă. Femeia spunea, lasă, dă tu în locul meu. El spunea, zice, lasă, zice, du-te tu în locul meu. Și s-au văzut ajunși la ușa raiului. Și când au ajuns la ușa raiului, iese Sfântul Petru și spune, zice, hai, care vii rând? El dă să intre. Da, Sfântul Petru de acolo, nu tu, lasă, zice, merge ea în locul tău. Și o bagă pe femeie în rai. De ce? Pentru că se ținea de biserică. Și omul spune, da, am atâtea fapte bune. Da, și da, sunt în locul ei. N-a spus și că dă tu în locul meu, spunea femeia. Deci prin cununie și-au putut împărți faptele bune, dar biserica prin cununie nu poate împărtăși un singur soț. Amândoi au nevoie și de spovedanie și de împărtășanie. Deci nu pot să mă împărtășesc eu pentru tine și să mă spovedesc eu pentru tine. Zice, intră tu, nu, lasă-l pe ea în locul tău. Hai tu, nu, lasă-l pe el în locul tău. Deci unul a rămas cu fapte bune la ușa raiului și s-a dus în iad, iar unul a intrat fără fapte bune, dar cu biserica în rai. De ce? Cel ce păzește legea, dar nu o împlinește, nu se mântuiește. Degeaba fac fapte bune. Nu există fapte bune afară de Hristos și afară de biserică, nu există mântuire. Și de ce v-am adus până aici? V-am adus cu un scop anume. Am auzit de N ori și de multe ori oameni fericindu-i pe sectari. Zice, părinte, zice, acum să ne fie vorba între noi. Așa vorbesc cu oamenii în popor. Părinte, de mult ne-au depășit sectarii, dar de ce spui asta, bunică? Părinte, i-ai văzut cât de milostiv? I-ai văzut cât se ajută între ei? I-ai văzut cât îți desăritori? Și de ce nu vezi la noi așa ceva? Păi zic, pentru că săraci, de asta nu se ajută și ai noștri. Sau zic, ce, n-ai văzut că șar și ai noștri în cap câteodată? Zic, ce e mare problemă? Zice, părinte, ne-au depășit. Bine, bunică, dacă vrei, du-te la ei.
n-au decât să stai cu cei depășiți, noi rămânem cu ăștia la 10. Nu faceți confuzie. Și Satana a făcut fapte bune în viața lui. A venit în viețile sfinților, dacă citiți, în viața unor pusnici. I-a dezamăgit în timpul rugăciunii și i-a dus la pierzare. Le-a dat vedenii false și năluciri false și i-a dus la moarte. Le-au dat greșeli și învățături greșite și s-au trezit în mare erezii. La fel și cu sectarii astăzi. Ei fac fapte bune. Dau și pâine, dau și mâncare, dau și haine, dau și bani, dar nu dau mântuire. Ei n-au de unde să împartă Harul Divin. Ei n-au de unde să împartă trupul lui Hristos. N-au de unde să-ți dea semnul crucii care-i spaima dracilor. N-au de unde să-ți dea semnul Fiului omului care îl ai dat numai de Îngerul Domnului pe fața omului atunci când se botează și se însemnează acest nou rob al lui Dumnezeu în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și așa mai departe. Știți dumneavoastră din taina botezului. Nu au. Și dacă nu au, nu văd raiul. Deci este sămânță căzută care a rodit, se pare în pământ bun, dar pământul nu-i bun. Ce se întâmplă? Roadele sunt seci. Nu e umezeala Duhului Sfânt. Să avem mare grijă să nu cădem de-a dreapta. Iar într-o altă parte a extremei unde vreau să ajung este și aceasta. Trecem în partea a doua. S-a depășit lucrarea faptei bune și s-a intrat la lucrările înalte. Aici, la lucrările înalte, problemele se împart din nou pe două etape. Sunt oameni care au început să se obișnuiască cu rugăciunea, dar ce fac? Neglijează familia. Ce părinte zice, pe mine nu mă interesează. Dacă le trebuie să-și facă de mâncare, dacă le trebuie să-și spele, eu am canon, am pravile, eu am treaba mea. Cu mine n-au treabă. Nu-i așa. Nu-i așa. Pe asta să n-o lași, pe aia altă ca să o faci. Adică, datoria față de aproapele tău rugăciune este. Grija de aproapele tău rugăciune este. Respectul aproapelui tău rugăciune este. Hrănirea lui rugăciune este, spălarea lui rugăciune este, îmbrăcarea lui rugăciune este, odihnirea lui rugăciune este. De aceea și Sfinții Părinți spun că atunci când la chilia ta bate cineva, odihnește-l că mare plată vei avea lăsând roada rugăciunii tale. Deci aici să ajungem. Nu se cere să neglijăm rugăciunea și să credem că ne-am mântuit. Nu! Să facem rugăciunea, dar când aproapele ne solicită ajutorul, am închis și psaltirea și ceaslovul. Trec direct lui Hristos să-i lucrez, că întrucât ați celor mai mici, mie mi-ați făcut. Moare vecinul pentru o găleată de apă, stai și adu o căldare de apă. Moare pentru o bucată de pâine, nu mânca tu și citi la psaltire. Dă din pâinea ta și lui. Este prilej de a te urca la cer prin milostenie. De-abia aia e rugăciune. Și asta înseamnă starea contemplativă. De ce înseamnă stare contemplativă? Cineva o să mă contrazic să zică, părinte, ai luat o razna, cum să contemplezi făcând milostenii? Da. Când inima ta simte durerea aproapelui tău, când mintea ta simte necazul aproapelui tău, când mintea ta pricepe neajunsul celui de lângă tine, de-abia atunci tu te-ai trezit la realitate. Dumnezeu n-a fost mâhnit pe pământ din alte motive, ci din motivul nimeni nu-L înțelegea cu câtă bunătate vine El să-i vindece și să-i ridice într-o nouă lege. De aia s-a supărat și a spus, au urechi și nu înțeleg și n-aud ce le vorbesc. Deci, eu îi hrănesc în pustie, le vindec orbi și le arăt că prin credință toate sunt posibile și ei trag tot la lucruri pământești. Același lucru vrea și Dumnezeu. Nu vrea să murim nici contabil seci ai psaltirii și ai ceaslovului sau unui anumit număr de metanii sau anumit număr de zile de post. Îmi spune odată cineva o întâmplare, hazlie. I-am zis, zic, postește 3 zile fără un de lemn și să vii să te împărtășești. Și la ziua respectivă întreb, dar de ce n-ai venit la împărtășit? Păi mi-a spus alt părinte că să postez 5. Deci iată de ce n-a luat ea pe Hristos. Fiindcă a postit numai 3 zile și mi-ai trebuia 2. Dar dacă luai și posteai după aia încă 2, nu tot tu erai? Dar dacă luai pe Hristos și după aia te bucurai în sufletul tău și simțeai mai mare râvnă și posteai și 6 după aceea, nu erai tot tu? Deci iată cum greșim noi în fața lui Dumnezeu. Iată cum ieșim din limita ortodoxiei și dăm spre un fel de legiferare absurdă și seacă care nu are nimic comun cu Dumnezeu. De ce? Întrebați-o pe femeia hananeancă ce rugăciuni știa. Milostiv fii mie păcătosul. Ce spunea? Fica mea îndrăcită, cumplește, cumplit bolește, se chinuiește. Fiul lui David, dă din fărmături la câini.
Ai văzut ce striga? Ce rugăciune a zis vameșul în biserică? Milostivi mie păcătosul. Ce rugăciune a zis sutașul din Capernaum? A zis, Doamne, te rog, vindecă pe sluga mea? Nu. Nici nu-s vrednic să vii la mine. Zi doar cu cuvântul, dacă vrei, că eu știu că se împlinește. Deci iată finețea rugăciunii. De ce? Starea contemplativă a omului duhovnicesc îl duce pe om să le pună pe cele pământești în prisma celor cerești. Asta este următoarea etapă pe care trebuie să o depășim cu bună știință și cu bună voință. V-ați plictisit, e vorba de autobuz, dar nu-i nimic. Deci, este vorba de omul care trebuie să se transpună direct în faptă, direct cu rugăciunea. Pot să scriu zicând Doamne Iisuse sau pot să vorbesc cu cineva zicând Doamne Iisuse sau pot să-i dau să mănânce zicând Doamne Iisuse și el să nu știe că mă rog. Și eu îmi continui pravila. Deci iată o metodă de înălțare rugăciune. Iar odihna duhovnicească despre care au avut-o sfinții, aia este pământul cel bun și însutit. Odihna duhovnicească nu vor dobândi oamenii de rând. Sunt unele persoane, nu le cunosc eu exact pe nume, dar mai vin ele spun la spovedit, care au început să fie furate de măiestre vise, de măiestre, cum să spun eu, contemplații pe timp de somn și zice, părinte, ba mi-a pus Mântuitorul mâna în creștet, ba nu știu ce îngerii s-a arătat și nu știu ce i-a mai spus, nu vă înșelați că sunt deșarte. Nu vă înșelați că Dumnezeu nu umblă cu poze. Dumnezeu nu vine cu imagini de fotografii și nici cu peisaje naturale. Pe Dumnezeu poți să-L vezi concret în potir și să-L iei cu lingura, pe Dumnezeu poți să-L vezi concret în aproapele din viața ta și poți să-L vezi concret în faptele tale. Toți ce te vor cinsti ca pe un om credincios, văzându-te că faci bine. Fără vis, fără vedenii, fără vorbire în limbi, fără nu știu ce mai daruri care să pretind că le au sectarii sau nu știu care. Iar trecând la starea contemplativă pentru călugări, deci cei cu pământul însutit, se ajunge până unde? Călugărul care a ajuns să trăiască pentru Dumnezeu, să cânte pentru Dumnezeu și să vorbească pentru Dumnezeu, cum spune Gheron Iosif, de mult s-a mântuit. Adică și-a dat sângele că ia Duhul. Adică nu somnul te mântuiește la mănăstire, nu liniștea zidurilor, nu liniștea chiliei, nu bunătatea mâncărilor, nu frumusețea slujbelor, nu... Mai sunt unii călugări care râvnesc mereu bordeiul pusnicesc. Când vrei, ei să visează în bordeiul pusnicesc. Draci în bordeiul pusnicesc sunt de mărimea milimicronilor, nu-i vezi? Te înghim pe unde nu te aștepți. Ori draci în mănăstire sunt de mărimea leilor. Spun Sfinții Părinți, zice, dracul în mănăstire e ca leu. Nu vezi un leu să te ferești de el? Sigur că te ferești. Dai de ispita din dreapta și fugi de cea din stânga și ai scăpat. Dar în pustie tu de unul singur ce să faci acolo? Ce să cauți în pustie când cea mai adâncă pustie e mintea ta ce o duce în cer și cel de lângă tine să spună, să spunem povești? Ce să cauți în pustie când tu poți cu mintea ta să fii permanent la Iisus Hristos? Sau poți să fii cu mintea ta în rai? Sau poți să fii cu mintea ta în muncile iadului? Sau poți să fii cu mintea ta în cântări de psalmi? Și tu să fii cu cel de lângă tine și el să creadă că vorbești cu el? Ce să cauți în pustie? În tot locul stăpânirii lui binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Nici mirenii înșelându-se că în mănăstire se mântuiesc mai ușor, nici călugării înșelându-se că în pustie zboară mai ușor la cer. Nu e adevărat. Isaac Siru spune, nu a tuturor călugăria, nu a tuturor pustia, nu a tuturor viața de obște. Dar zice, în viața de obște s-au mântuit cu miile și ascultare s-au mântuit cu zecile de mii. Deci creștinii care stau sub ascultarea bisericii și sub ierarhie, adică ceea ce înseamnă episcopul, preotul, duhovnicul propriu-zis și creștinul, ăia vor vedea raiul. Cei care cred că fac de capul lor și au luat drumuri false și lăturalnice, sămânța lor ori stă într-un spin care ei nu mai cred că-i spin, ori stă într-un pământ sec unde nu primesc niciun fel de cuvânt. Și ca să nu vi se pară greu că v-am vorbit atâta, vă mai aduc aminte și acest lucru. Pilda semănătorului se mai raportează și la altceva. Sunt fapte bune făcute cu mândrie, care sunt semințe aruncate pe piatră. Alea nu le primește Dumnezeu. Sunt fapte bune făcute de lauda oamenilor fără mândrie și alea se nădușă și pierd, pentru că lăudându-le oamenii le șterge Dumnezeu. Și sunt fapte bune făcute în ascuns și ce nu știe stânga, nici dreapta nu știe și alea le primește Dumnezeu și mergem în rai. Am început eu să aud și am început să văd și lucrul acesta. A început să se știe printre voi cine mănâncă carne, cine nu mănâncă, cine postește, cine se roagă. Astea, frate, sunt secrete, nu se publică.
Dacă tu îmi spui mie la spovedit că nu mănânci carne, știu eu. Dacă știe jumătate de autobuz că tu vii la Bârnava, că ți-a dat duhovnicul blagosloveniu să nu mănânci carne, nu mai veni. Dacă tu știi că știe jumătate de autobuz că tu citești psaltirea într-o noapte și știe toți că așa ți-am dat eu canon sau așa ți-am dat binecuvântare, nu mai veni. Faptele nu se trâmbiță. Trâmbițarea de sine este același păcat egal cu mândria. Nu trebuie să știe nimeni nici de ce te împărtășești la 40 de zile, nu trebuie să știe nimeni nici de ce te împărtășești la 2 săptămâni, nu trebuie să știe nimeni de ce te împărtășești nici la 20 de zile. Îmi spune într-o zi o doamnă, distractiv problema. Ce părinte, zice, am venit și eu la dumneavoastră să mă împărtășesc la 20 de zile, că am auzit că merge bine. Păi zic, stai să văd dacă meriți să le iei, îi spun eu. Și o spovedesc și îi spun, 5 ani de aghiazmă mare. Zice, mă duc în altă parte să-mi deschidă cartea, că cu mata n-o scot la capăt. Păi cum? Eu-i fi dat cuiva să se împărtășească pentru boală de 2-3 ori la 20 de zile, ca să pot să-l stârnesc duhovnicește, să se roage și să prindă curaj. Dar asta nu înseamnă că e o linie generală pentru toți. Asta nu înseamnă că de acum vin toți la 20 de zile și iau din potir ca din traistă. Deci, învățați-vă ceea ce discutați cu duhovnicul să fie o sămânță aruncată la locul ei și pusă în taină acolo unde e locul ei. Nu le aruncați la întâmplare. Și la pomelnic, când te-am învățat și ți-am spus, citește acatistul și paraclisul. Nu te duce tu și învăța încă pe 20 canonul tău, ăla e al tău. Nu se potrivește celuilalt. Celălalt poate n-are ce ai tu. Sau dacă ție îți dau din psaltire un psalm și la altul îi dau alt psalm. O fac ori din dorința de a vedea cât de statornic e omul într-o anumită faptă, sau o fac să văd dacă el într-adevăr își dă sârguința să citească. Poate că acel psalm nu e întotdeauna folositor, dar îl dau ca să-l verific. Și unii vin și spun, părinte, n-am citit cum mi-a spus, eu am citit cum am știut eu. Păi și Dumnezeu ți-a ajutat cum a vrut el. Deci, ce se întâmplă? Astea sunt probleme personale, strict sufletești, este ogorul fiecăruia personal, nu se uită în ogorul celuilalt, nu-i interesează de ce ăla ia aghiazmă mare, nu-i interesează de ce ăla ia împărtășanie, de ce ăla mai des sau ăla mai rar, de ce ăla mai multe metanii sau mai puține. Astea sunt treburile duhovnicului și ale penitentului, dar e și treaba lui Dumnezeu. Unuia i s-a iertat mult și cere mult. Unuia i s-a iertat puțin și i se cere puțin. Deci așa să rămână și cu lucrul acesta. Iar în final, un ultim lucru care vi-l spun, îmbrățișăm cu bucurie, ca să spun așa, sărbătorile Iași, ale cuvioasei Parascheva. Aveți un prilej și o metodă de a face fapte bune. Sunt atâția pelerini străini, sunt atâția oameni veniți din toate părți. Faceți măcar un gest frumos, nu vă duceți pe la cuvioasa și vă împingeți ca la târg. Sunteți eșeni, ați văzut-o, o știți unde este, v-ați închinat la Sfintele Moaște, purtați-vă ordonat și frumos, ca în aceste zile să poată cei străini să se bucure ei de vederea cuvioasei. Iar după tumultul de mâine și de poi mâine, ușor după amiază, când s-a prins lumea liniștit, vă duceți și dumneavoastră frumos și vă închinați. Am fost anul trecut și era exact o stare de, dacă ați văzut, asedierea Romei. Era garduri, gardieni, milițieni, oameni să călcau în picioare. Oare primește Sfânta aceste jertfe? Primește Sfânta aceste mesaje de rugăciune? Tu îl calci pe el din fața ta, îi rupe haina, îi sar nasturii, îi ia florile din mână, îl trage la o parte. Era numai pistoale, nu erau ca să se facă liniște cu pistolul. Deci nu se face așa. Orice ceremonie duhovnicească își are valoarea ei spirituală în frumusețea ei de desfășurare. Poate să nu fie niciun gard acolo, poate să nu fie niciun preot. Te-ai apropiat cu sfială, ai zis o rugăciune în suflet, ai sărutat Sfânta Raclă, te-ai atins de Sfintele Moaște și frumos, cuvincios, își cer iertare de la preotul care e acolo, dacă vrei săruți mâna, treci mai departe și nu faceți așa în bulzeală. A spus Dumnezeu să fie o turmă și un păstor, dar n-a spus să fie o îngrămădeală, o habură. Spiritul de turmă înseamnă fără număr, adică mulți, și mulțimea înseamnă frumusețe, înseamnă putere, dar nu înseamnă și dezordine. Deci căutați să fiți în așa fel de molcom și de liniștiți și să fiți, ca, cum să spun, un prilej de a arăta celor de departe că suntem oameni din lumea Iașului, dintr-un oraș civilizat, dintr-un oraș educat, dintr-un oraș cultivat, universitar, dintr-un oraș cultivat spiritual și să nu facem acolo, nu e valabil pentru ăștia, dar dacă spuneți voi la încă 10, tot e bine.
Deci să se demonstreze că venim la biserică, să se demonstreze că îl cunoaștem pe Iisus Hristos, să se demonstreze că știm ce înseamnă dința, știm ce înseamnă fiorul duhovnicesc, pentru că la un moment dat sunt sigur, dacă oamenii ai lăsa, ar fi o grămadă de oameni pe cuvioasa ca la handbal când se urmărește mingea în ghel. Deci vă dați seama ce ar fi acolo. Asta nu-i spor duhovnicesc. Nu râdeți, că e rușine, că asta e adevărul. Deci asta nu-i spor duhovnicesc. Asta arată că n-avem nimic în suflet. Ne ducem ca la târg sau ca la... când mergem noi să cumpărăm pantofi de acolo, de unde se vinde, la bazar. Deci nu așa ceva. Să demonstrăm că suntem creștini adevărați și că sămânța lui Iisus Hristos a trecut prin urechi, fiindcă credința vine prin auz, a stat și s-a discernut în minte, în sitele minții, a trecut apoi în inimă, din inimă a preluat-o sufletul și a rodit 30, 60, 100 și amin. Lăudați-ne, Doamne!